Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi aș vrea să vă scap de problemele cu tensiunea arterială. Hipertensiunea, pentru că ea e beleaua mare, e o problemă tăcută, care se strecoară neobservată în viața noastră și care poate duce la complicații grave ca atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale sau insuficiență renală. Cel mai des o tratăm cu medicamente. Uneori ne întrebăm cum am putea să o prevenim și niciodată nu ne spune nimeni ce o provoacă. Dacă am ști, am luat măsuri din timp și nu s-ar mai ajunge la probleme serioase. Ei bine, astăzi o să vă spun eu de ce se ajunge la hipertensiune, cum putem să prevenim acest lucru și ce se poate face atunci când s-a instalat deja problema. Înainte să trec la treabă însă, nu uitați că aveți capitolele mai jos, în descriere, ca să puteți să reveniți ușor la cele care v-au trezit interesul. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați-vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă la treabă Tensiunea, sau mai bine zis, reglarea presiunii arteriale e un proces complex și fascinant pe care o să vi-l explic extrem de simplu în maxim două minute. Așadar, ce e tensiunea? Sunt convins că ați folosit cu toții un furtun. Și ați văzut că atunci când dai drumul la apă printr-un furtun elastic, acesta se umflă. De ce? Pentru că apa care curge prin furtun împinge în pereții lui. Iar dacă dai drumul prea tare la apă, sau dacă există zone ale furtunului care s-au slăbit odată cu trecerea timpului, zone care nu mai sunt la fel de elastice ca în tinerețe, acesta se poate chiar sparge. Ei bine, fix același lucru se întâmplă în corpul nostru atunci când bate inima și împinge sângele prin artere. Sângele la fel ca apa în furtun, împinge în pereții vaselor, iar presiunea cu care face acest lucru e valoarea mai mare ce apare atunci când vă măsurați tensiunea. În schimb, valoarea cea mică este presiunea dintre două bătăi consecutive ale inimii. Și cum inima bate toată viața, înseamnă că presiunea din vasele de sânge e o secundă 13, în următoarea scade la 8, apoi iar crește la 13, iar scade la 8, și tot așa în fiecare moment al vieții noastre. Și de aici apare prima concluzie extrem de importantă a zilei. Vasele de sânge trebuie să fie elastice și flexibile ca să facă față schimbărilor constante de presiune din ele, schimbări ce se întâmplă în fiecare secundă, nu doar din când în când atunci când ne crește tensiunea. Iar dacă pereții vaselor nu mai fac față acestor schimbări, e semn că cei pereți au început să devină rigizi, să se îngroașe sau să se calcifieze. Așadar, ce putem face ca să evităm rigidizarea vaselor de sânge sau ca să le facem mai elastice? Trebuie să ne păstrăm de-a lungul vieții colesterolul LDL cât mai mic, să evităm inflamația și să consumăm antioxidanți. Dar cum facem asta? E bine, în continuare o să discutăm despre o serie de produse vegetale, de ceaiuri și de suplimente care ne ajută să ne păstrăm vasele de sânge flexibile și elastice sau care chiar îmbunătățesc elasticitatea lor. Și o să încep lista cu magneziul, care e esențial pentru relaxarea musculatorii vaselor de sânge și pentru menținerea elasticității pereților lor. Doza optimă este de 300 până la 400 de miligrame pe zi, doză care poate fi împărțită în două-trei prize pentru o absorpție mai bună. Pentru hipertensiune se preferă formele de magneziu glicinat, de citrat sau tauratul de magneziu. Apoi, vitamina K2 lucrează în parteneriat cu vitamina D pentru a preveni calcifierea vaselor. Este, dacă vreți, ca un dirijor care se asigură că acel calciu ajunge în oase și nu se depune pe pereții arterelor. Avem nevoie de circa 100-150 de micrograme de K2 împreună cu 2-3 de unități de vitamina D3 zilnic pentru menținerea și îmbunătățirea elasticității vaselor. Coenzima Q10 acționează ca un protector al celulelor care căptușesc vasele de sânge și ajută la menținerea și îmbunătățirea flexibilităților. O doză de 100 până la 300 de miligrame zilnic este suficientă pentru majoritatea oamenilor, dar trebuie luată după o masă care conține grăsimi pentru a asigura o absorpție optimă. Acizii grași omega-3, EPA și DHA reduc inflamația sistemică și îmbunătățesc flexibilitatea membranelor celulare. Pentru prevenție se folosesc 700 până la 1000 de mg pe zi, iar pentru efecte terapeutice sunt necesare până la 2000 de miligrame de EPA plus DHA zilnic. Extractul de usturoi stimulează producția de oxid nitric în celulele endoteliale, iar oxidul nitric este un fel de relaxant natural pentru vasele de sânge, permițându-le să se dilate și să se contracte eficient. În plus, compușii din usturoi au capacitatea de a reduce formarea produsilor de glicare avansată, AGE. Acești compuși sunt ca un fel de lipici molecular care fac vasele de sânge mai rigide în timp. Iar prin reducerea formărilor, extractul de usturoi ajută la prevenirea rigidizării vasculare. Atenție însă la faptul că extractul de usturoi nu se combină cu anticoagulantele. Mai departe aș vrea să vorbim și despre antioxidanți. Iar aici, pe primul loc, se află picnogenolul, adică extractul de pin maritim francez, un antioxidant care are o afinitate deosebită pentru proteinele structurale ale vaselor de sânge, colagenul și elastina. Picnogenolul e ca un scut care se atașează direct de aceste proteine, protejându-le de degradare. În plus, stimulează producția de acid hialuronic, care menține hidratarea optimă a țesuturilor vasculare și crește producția de oxid nitric, care este esențial pentru flexibilitatea vaselor. Doza optimă este de 100 de mg zilnic, împărțită în două prize pentru o acoperire constantă pe parcursul zilei. Extractul de coacăz negru funcționează într-un mod asemănător cu pignogenolul, fiind aproape la fel de bun ca el, dar mult mai ieftin. E deosebit de eficient atunci când este combinat cu vitamina C, care potențează efectele antocianilor și ajută la regenerarea lor după ce își exercită efectele antioxidante. Doza recomandată este de 200 până la 300 de miligrame de extract standardizat în antociani pe zi. Apoi, sulforafanul are o abilitate unică de a activa sistemul natural de protecție a vaselor de sânge, creând un mediu favorabil pentru menținerea elasticității vasculare. Doza recomandată este de 30-40 mg zilnic, luată în două prize. Cuercetina acționează ca un agent antiîmbătrânire pentru vasele de sânge, protejând celulele endoteliale de stresul oxidativ și reducând inflamația. Un avantaj specific al cuercetinei este capacitatea sa de a se concentra în țesuturile vasculare, unde își exercită efectele pentru perioade lungi de timp. Doza eficientă este de 500 de mg zilnic preferabil într-o formulă cu biodisponibilitate crescută. După antioxidanți, aș vrea să discutăm și despre fibre, dintre care cele de psilium sunt probabil cele mai studiate și mai eficiente pentru reducerea colesterolului LDL, cel care duce la formarea plăcii de aterom și la rigidizarea arterelor. Doza recomandată începe de la 5 grame și poate ajunge până la 15 grame pe zi, împărțită în două 3 prize. Atenție, este important ca după psilium să beți o cantitate mai mare de apă, și la început poate provoca flatulență. Iar după fibre, aș vrea să vorbim și despre ceaiul de hibiscus, ceai care are o importanță deosebită pentru sănătatea vasculară. Antocianii din hibiscus ajută la relaxarea vaselor de sânge și îmbunătățesc elasticitatea lor. E ca și cum am avea un masăr natural pentru vasele noastre de sânge. Studiile arată că un consum regulat, adică 2-3 cești zilnic, poate ajuta la menținerea unor valori sănătoase ale tensiunii arteriale. Hibiscusul îl găsiți și sub formă de extract, care este evident mai puternic decât ceaiul, dar ceaiul e forma cea mai cunoscută, așa că trebuia să vorbim și despre el. Bun, acum gata cu elasticitatea vaselor, haideți să mai înțelegem rapid un mod prin care corpul nostru reglează tensiunea arterială. Știți cu toții că sarea, reține apă. Dar v-a spus vreodată întrebarea, ce se întâmplă dacă crește concentrația de sodiu din sânge? Ei bine, apa este atrasă în interiorul vaselor de sânge, ceea ce duce la creșterea volumului de plasmă și la creșterea tensiunii arteriale. Inamicul natural al sodiului este potasiul, așa că dacă vreți să mișorați o tensiune arterială ridicată, puteți să folosiți sare cu conținut de sodiu sau sare cu potasiu. Și în final, aș vrea să ne ocupăm și de o problemă specifică, stresul cronic și influența lui asupra tensiunii arteriale. Stresul cronic crește tensiunea arterială prin mai multe mecanisme. Activează sistemul nervos simpatic, care nu e deloc simpatic în această situație pentru că duce la constricție, la îngustarea vaselor de sânge. Tot stresul crește producția de cortizol hormon care conduce la retenție de sodiu și de apă, și tot stresul menține organismul într-o stare constantă de alertă, de încordare. Pentru micșorarea stresului există o mulțime de metode, iar eu o să vă spun astăzi trei suplimente utile, în special în contextul hipertensiunii. Și o să încep cu ashwagandha, care este un adaptogen puternic ce are proprietăți anxiolitice naturale. Așoaganda ajută la reducerea directă a cortizolului în unele studii cu până la 30%, lucru ce o face în mod deosebit valoroasă pentru hipertensiv pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cortizolul crescut contribuie la retenția de sodiu și de apă. Doza optimă este de 300 până la 600 de mg de extract standardizat luat seara. Apoi, l crește producția de GABA și reduce excitabilitatea neuronală, având un efect rapid dar nu foarte mare asupra tensiunii arteriale în momentele de stres acut. Doza recomandată este de 200 până la 400 de miligrame și poate fi luată în orice moment al zilei când este nevoie de calmare rapidă. Iar în final, Rodiola rosea are capacitatea de a normaliza răspunsul la stres al organismului prin modularea producției de catecolamine, adică de adrenalină și noradrenalină, a căror activitate crescută poate menține tensiunea ridicată. Doza optimă este de 200 până la 400 de mg de extract standardizat luat dimineața. Și aș zice că aici să ne oprim pentru că deja s-au strâns destul de multe. Dacă doriți să extindem discuția într-un clip viitor și la dietă, la somn, la exerciții fizice, metode de respirație, expunere la lumină naturală și așa mai departe, lăsați-mi vă rog un mesaj în comentarii. Acum însă concluzii. Toate soluțiile pe care vi le-am dat astăzi funcționează foarte bine pentru prevenție, dar în cazul în care se ajunge la instalarea hipertensiunii, în special dacă nu vorbim de o situație ușoară, ele devin mai degrabă adjuvante ale unui tratament medical. Dacă sunteți într o astfel de situație, o să vă rog să vă întrebați medicul cum pot fi ele folosite împreună cu tratamentul prescris de el. Eu cam atât am avut de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.